punct de vedere nutrițional, avocado bio de la supermarket cu avocado normal e cam tot la fel. Deci nu ar face nicio diferență. E și asta un moft cu produsele bio. Crispy McChicken de pui sau KFC? Transportul în tiruri, în avioane, și acela poluează mediul înconjurător. Faptul că duc avocado dintr-un stat în altul la 10.000 de kilometri și acela e un mod de a polua. Berea consumată zilnic, adică în fiecare zi să bei 2, 3, 4, 5 beri, creează demență? Știința încă nu a dovedit clar că postul ne va lungi viața până la 100 de ani. Dacă avea posibilitatea să creezi ultima masă pentru un condamnat la moarte, cum ar arăta farfuria? Degeaba bei lapte 2 litri pe zi dacă părinții tăi sunt scunzi. Red Bull-ți dă aripi? Vreau să zic o glumă că-ți dă aripi către cer dacă îl consumăm. Bună seara! Bună seara! Îți mulțumesc că în această seară ai răspuns la invitația mea. Îți mulțumesc și eu pentru invitație. Cu toate că noi nu ne cunoaștem, acum ne-am văzut prima oară în seara asta și vreau să purtăm discuția asta care îmi bântuie mie creierii, știi? Nutriția. Nutriția. Ce înseamnă să fii un nutriționist? Înseamnă să fii om, înainte de toate. Înseamnă să fii un profesionist în domeniu, să oferi calitate și să îi îndrum spre oameni către o alimentație cât mai sănătoasă, potrivită vârstei lor. E o meserie aflată la început de drum, cel puțin în România. Este o meserie frumoasă, dar în același timp și foarte complexă. În sensul în care trebuie să ai cunoștințe legate de biochimie, de biologie, de fiziologie, de fiziopatologie și necesită ani ca să o stăpânești. Iar pe măsură ce înaintezi, pe măsură ce studiezi, realizezi cât de puține cunoști, cu adevărat. Foarte tare. Eu am auzit de foarte multe ori vorba asta. Nutriție echilibrată. Ce înseamnă nutriție echilibrată? Mai pe scurt, mâncăm din tot, dar nu tot. Mai pe larg, o nutriție echilibrată ar trebui să ne furnizeze toți nutrienții de care organismul nostru are nevoie. Iar aici mă refer la două clase. Avem macronutrienții, reprezentați de proteine, lipide și carbohidrați și de micronutrienți, respectiv de minerali și de vitamine pe care organismul nostru are nevoie în cantități mai mici. Pe lângă acestea vorbim și despre un consum optim de fibre, de antioxidanți pe care le găsim în cereale, în legume și în fructe, de probiotice pe care le găsim de obicei în produsele fermentate, în iaurt, în kefir, în sana, ierburi, condimente aromatice, proprietăți antioxidante, antiinflamatoare, cum ar fi turmericul, busuiocul, ghimbirul. Iar pe lângă aceste substanțe compuși nutrienți, trebuie să o nutriție echilibrată se referă și la modul în care tu interacționezi cu alimentul. Ar trebui să avem o relație cât mai armonioasă cu mâncarea. Nu e o problemă dacă ne punem în cafea un pliculeț de zahăr, de exemplu, sau mai mâncăm o prăjitură din când în când, sau mâncăm o carne, că tot a fost întâi mai cu grătarele, nu e problemă dacă mai mâncăm o carne grasă. Ideea e să avem echilibru. Putem consuma și 4 tablete de ciocolată, ideea e să nu consumăm seară de seară o ciocolată întreagă. Eu ce înțeleg de la tine că, în primul rând, noi ca oameni trebuie să avem bun simț, adică trebuie să mâncăm cu bun simț, să nu fim hapsâni, nu? Adică exact. să mâncăm din toate, cu bun simț, limitat și conștient, nu? Că exact. Contează foarte mult să conștientizăm ceea ce ne face bine și ceea ce nu ne face bine. Referitor la asta, cum putem asigura o dietă sănătoasă pentru copiii noștri? Le spun asta și în școală copiilor când mă duc și fac educație nutrițională. O farfurie colorată e o farfurie cât mai sănătoasă. Ce înseamnă asta? Luăm o farfurie. Okay. Ideal ar fi ca jumătate, 50% să fie legume. Sub orice formă.
crude sau gătite. Okay. 25% să fie carbohidrați complexi de calitate, iar restul de 25% proteine la fel de calitate. Carbohidrați, adică pâine albă? Pâine albă sau integrală. Paste, orez? Orez, mămăligă, cușcuș. Deci ca să și înțelegem un pic acum, să o dăm un pic pe exemple. Noi ca și părinți, ce trebuie să avem grijă în alimentația copiilor noștri? Să respectăm. Sunt trei mari alimente de care fiecare părinte ar trebui să fie atent în alimentația copilului. Primele sunt dulciurile, okay, cele mai apetisante și savuroase, fast food-ul, produsele de tip fast food, care sunt de obicei foarte bogate în grăsimi, zahăr și aditivi chimicale. Și al treilea aliment, sucurile carbogazoase sau energizantele. Deci, sucuri carbogazoase, energizante și tot cocktailul ăsta, că eu așa îl privesc, cum ar fi un exact, cocktail, nu? Cocktail Molotov. Cu termen de explozie sau cum, imediat sau... În timp. În timp. Cum funcționează Se asta? Poate și imediat să aibă repercusiunea asupra organismului, dar de obicei efectele se văd în timp, prin... Noi ca părinți. Deci noi ca părinți. Ce trebuie să înțelegem și ce trebuie să facem pentru copiii noștri? Pentru a nu... Pentru că eu îți dau un exemplu foarte banal acum. Am o fetiță de 9 ani și am văzut că majoritatea colegilor ei, nu numai colegii ei, și alții, majoritatea acum sunt mai rotunzi decât să folosesc un termen plăcut, să nu folosesc alte adjective sau alte chestii. Sunt mai rotunzi decât fit, să folosesc termenul ăsta. De ce se întâmplă lucrul ăsta în ziua de azi? Și noi ca părinți, ce trebuie să învățăm din lucrul ăsta? Ce ar trebui să facem? Adică, spre exemplu, eu cunosc foarte mulți părinți, tu nu bei suc, tu nu mănânci ciocolată, tu n-ai voie să faci nu știu ce. Și eu am învățat din lucrul ăsta, din propria mea experiență de viață, adică tu cu cât interzici copilului ăla să nu mănânce, el mănâncă. Aici e secretul sau? Trebuie să aplicăm poate psihologie inversă. De obicei un lucru interzis este un lucru tentant. Okay. Și pentru un copil și pentru un adult. E foarte greu să lucrăm pe partea asta. Pentru că avem nevoie de educație nutrițională care, din păcate, în țara noastră lipsește. Sau nu este făcută încă cum ar trebui să fie făcută. Și este o misiune grea și pentru părinți să își educe copiii încât să mănânce cât mai sănătos. Ca și practici, ar trebui să le gătească mai mult, să îi facă conștienți că consumul excesiv de produsele pe care le-am întâlnit anterior ar fi dăunător pentru ele, pentru ei. Și să contează foarte mult și exemplul propriu, pentru că copiii fac ceea ce văd acasă. Deci contează foarte mult ce stil de viață au și părinților. Dacă eu toată ziua ca părinte comand de la tot felul de restaurante de-astea tip fast food, adică azi mâncăm pizza, mâine mâncăm nu știu ce burger de nu știu care. Da. Asta o să vadă și copilul și asta o să intre în sânge până la urmă. Și ăsta e exemplul. Practic copiii sunt ca buretele, nu? Copiază ceea ce văd la părinți. Și sfatul tău pentru părinți este? Să le gătească mai mult copiilor și să fie un pic mai atenți cu ei. Okay. E greu să, ca și o completare, e greu să le interzicem să nu mănânce dulciu sau să nu consume un suc. E imposibil, sunt copii, ei își doresc și adulții își doresc. Dar să le formeze un echilibru și să-i facă conștienți. Ok. Eu am văzut de foarte multe ori că se întâmplă chestia asta și mai nou acum pe toate rețelele sociale pe care le-am urmărit, am văzut o chestie.
Și vreau acum să aud și părerea ta referitor la micul dejun. Micul dejun e necesar sau nu? Adică pentru noi. Adică eu, pentru mine, îți dau un exemplu. Eu am 39 de ani, da? E necesar micul dejun pentru mine sau nu? Te întreb eu acum pe tine. Zim. Are rost să alimentăm o mașină care are deja plinul făcut? Da, o întrebare foarte bună. Da. O întrebare foarte bună acum referitor la plin. Adică fiecare om în fiecare dimineață depinde de natura lui. Și exact. Depinde de natura lui și de felul lui de a fi. Adică majoritatea oamenilor în fiecare dimineață când se trezesc, le e foame. Mâncăm micul dejun, ăla englezesc, îl mănânc sau nu-l mănânc? Ca să dezbatem și mitul ăsta, okay, cum micul dejun e cea mai importantă masă a zilei. Fiecare masă e importantă, și prânzul și cina. Nu e obligatoriu să consumi micul dejun dacă nu simți nevoia. Poate ai mâncat seara mai mult, o masă bogată în fibre, legume, proteine, și poate dimineața nu toată lumea are dorința de a mânca o omletă cu șuncă, cu roșii și cu un toast, uh-huh, și se rezumă de obicei la o cafea simplă sau chiar și la o țigară cu o cafea, că cam acesta e obiceiul. Le recomand pacienților să nu, și la lume în general, să își asculte organismul. Contează foarte mult ce urmează să facem în prima parte a zilei. Dacă mergem să lucrăm, să facem muncă fizică puternică, să mergem să săpăm, de exemplu, dar ar fi util să luăm micul dejun pentru a ne furniza energie. Dar un adult sedentar care de obicei merge la birou și nu face un efort fizic considerabil, nu ar avea mari beneficii, poate, dacă ar lua micul dejun. Dar depinde, trebuie să nuanțăm, depinde de individ. Dar, ca și idee, nu este obligatoriu. În schimb, ultimele studii au evidențiat că adulții care tind să ia micul dejun și să consume, să ingere cele mai multe calorii în prima parte a zilei, tind să mănânce mai puțin seara, ceea ce în timp ei tind să își mențină greutatea. Dacă asta e cealaltă extremă, dacă nu mâncăm, de exemplu, nu ne alimentăm bine în prima parte a zilei, organismul își cere caloriile seara și seara fiecare om ocupat cu muncă la birou, cu stres, ajunge acasă și ce face? Golește tot frigiderul. Iar în timp apar kilogramele în plus. Da, că am foarte multe cunoștințe legate de treaba pe care tu mi-ai spus-o acum. Ce fac? Toată ziua nu mănâncă nimic. Merg seara și devorează frigiderul și îi spun, băi, mă, dar eu nu mănânc nimic toată ziua. Adică ce se întâmplă cu mine de să dita mai dulapul, știi? Că pe ușă trebuie să intru un pic într-o parte, știi? Am 100 și 100 de kilograme. Referitor la asta, intermittent fasting-ul ăsta, că se promovează peste tot. Nu te mai poți uita pe nicio o rețea socială că intermittent fasting-ul este viața sănătoasă, este cheia tuturor problemelor de sănătate pe care noi, ca oameni, le întâmpinăm. Și de asta vreau să aud și părerea ta referitor la acest lucru și de asta am și întrebat, adică să mâncăm mai rar, pentru că au tot felul de valențe. Adică mâncăm între orele astea, adică 16 ore nu mâncăm, 8 ore mâncăm, iar pe urmă nu mâncăm 20, pe urmă mâncăm 4. Cât de mult ne ajută chestia asta dacă, cum spuneai și tu, adică noi avem o problemă de sănătate, suntem diabetici. Sau suntem, de exemplu, avem, de exemplu, o femeie care îi gravidă sau alăptează. Da, exact. Postul intermitent e contraindicat. Și în cazul unui pacient, de exemplu, cu insulină, este contraindicat. Aici vreau să ajung. Da, postul intermitent este un trend. Îl vedem și în America, acum îl vedem și la noi, plin pe TikTok. Toată lumea îl vede ca și cheia longevității, însă lucrurile nu sunt 100% sigure. Adică știința încă nu a dovedit clar că postul ne va lungi viața până la 100 de ani. Postul intermitent este folosit mai mult ca și o unealtă de slăbit. Ceea ce e foarte bine. Pentru un adult,
l-aș recomanda unui adult sănătos, după cum spuneam. Cât e important e potasiu în alimentație? Și din ce alimente îl procurăm? Este foarte important în alimentație potasiul, ca și oricare alt micronutrient. Este un mineral. Îl regăsim în fructe, în caise, în kiwi, în banane, în legume, în legumele cu frunze verzi, în morcov, în cartof, în cartoful alb, că tot e demonizat, că ne îngrașă și că nu e bun. Este o sursă foarte bună de potasiu. În proteine, în cereale, în nuci. Potasiul are roluri foarte mult în organism, la reglarea bătăilor inimii, la reglarea pH-ului, a echilibrului osmotic, are foarte multe roluri. Noi trebuie să consumăm o alimentație, să o numesc așa, cât mai diversificată, nu? Asta e cheia. Cât mai diversificată, să mâncăm din toate. Să mâncăm din toate, dar ceea ce am înțeles eu de la tine, cu bun simț. Exact. Adică nu mă apuc să mănânc 3 kg de caise, nu? Sau? Exact, exact. Dacă ai, aș vrea să ajung, dacă ai poftă și mănânci odată un kilogram, nu e nicio moarte, nicio idee să nu faci asta zilnic. Asta le spun mereu oamenilor. Nu există aliment rău sau bun. Totul ține de bun simț, de cantitate. Ok. Știi ce vreau să zic? Eu mai am un obicei așa prost. Odată la 2 săptămâni îmi place să mănânc de la Mac crispy-ul ăla de pui. Îl știi? Crispy-ul ăla de pui? Pentru că am văzut postarea ta. Da. Ți-aduci aminte? În care făceai comparație între ele? Uite, crispy McChicken de pui sau KFC? Ce ar trebui să mănânc? Uite, le-am pus și aici pe masă să se vadă. Da. Ca și cum aș alege între cola sau Pepsi. Exact. Din punct de vedere nutrițional, articolele țin partea McDonald's-ului, cum okay. care fi mai sănătos. Altul e mai sărac în KFC-ul, e mai bogat, de exemplu, în sare. Deci ideea e că fiecare are dezavantaje și avantaje. Pentru că nu, sunt niște alimente hipercalorice, sunt bogate în calorii. Da, că am văzut că o porție de genul are undeva la 1000 de calorii. Exact. Da. La suc. Că dacă mai bem și suc, ajungem la 1500. Da. Nu au un profil nutrițional foarte bun, ca să zic așa, dar... E un obicei rău ăsta, spre exemplu al meu, dacă fac lucrul ăsta odată la 2 săptămâni, mănânc cu Mac, mie nu-mi place KFC-ul. Eu am văzut postarea ta. Știi, am văzut postarea ta în care te-am văzut că le compari. Știi, și am zis că vreau să dezbatem subiectul ăsta în podcast pentru că toată lumea face lucrul ăsta. Absolut. Toată lumea face lucrul ăsta și e o plăcere vinovată sau putem îngădui pentru a face lucrul ăsta? Putem consuma la fel, în limita bunului simț. Ok. Deci putem consuma și KFC și Mac, tot ține de cât de frecvent o facem. E puțin probabil ca după o masă sau două să pățim ceva. Uh-huh. Sau să, eventual, dacă nu suntem obișnuiți, ni se face un pic de rău la stomac și trecem 2-3 ore. Bea un colebil? Da, exact, că tot e la modă și reclamele cu medicamente, dar... Bea un colebil sau ce mai e, stomacol sau... Exact, exact, deci... Cum jucăm? Eu ceea ce am mai văzut acum, mai ales că tinerii din ziua de azi sunt foarte mari consumatori de genul ăsta. Și am văzut un articol în care spune felul următor, cu cât consumăm mai multe grăsimi genul ăsta saturate, da? Exact. Ne afectează tenul ca tineri și facem acne, genul ăsta de alimente. Intensifică acnea? Da, există, au și ele un rol, intensifică și ele, dar la adolescenții și e o chestie hormonală, deci nu știm la cât are influența, da. Un consum excesiv de lactate, de zahăr, de grăsimi saturate, de obicei întreține acnea și
în multe cazuri s-a observat că o limitare sau o excludere a lor din dieta adolescenților a redus cu mult simptomele acnei, dar depinde iară de la individ la individ. Okay. Pentru că acum e un subiect sensibil în care doresc să intru un pic. Pentru că majoritatea medicilor dermatologi, cu toții știm că când ești tânăr și acne, se prescrie un anumit tratament. Știm. Pe toți îl știm, cu isotret, cu una, da, cu alta, cu nebunii, cu chestii, cu trestii. Dar, din punctul meu de vedere, și de asta am vrut să și dezbat subiectul ăsta cu tine, oare alimentația asta nu influențează la fel de mult ceea ce se întâmplă cu organismul nostru? Că, practic, e vorba aia foarte adevărată, adică ce benzină bagi în motor, așa merge motorul? Da, sau ești ceea ce mănânci. Da. Contează lucrul ăsta? Da, contează într-o oarecare măsură, ca să zic așa. Pentru că am văzut tot felul de situații în care tinerii, bine, depresia, acum nu aș dori să dezbatem subiectul ăsta, ba devin depresivi, ba se sinucid din cauza acnei astea nenorocite, că am văzut foarte multe lucruri. Da. De genul ăsta. Ce sfat le-am putea da noi? Contează, ne afectează mâncarea asta pe care o consumăm? Adică dacă în fiecare zi mâncăm de la KFC sau dacă nu mâncăm de la KFC, mâncăm de la Mac sau dacă nu mâncăm de la Mac, mâncăm de la Subway sau de unde Dumnezeu exact. Ori fi ele, mâncările astea mega procesate? Problema nu numai că le afectează acnea, dar le afectează și, de exemplu, creșterea în greutate, da, sau acnea ar fi cel mai... Cea mai mică problemă. Cea mai mică problemă. Ei, dar mulți nu reușesc să treacă peste. Da, peste și ea. Vezi și tu că acnea, de obicei, pentru mulți dintre ei, e un complex. Tot a fost acum festivalul de la mare cu Beach Please, okay, chiar am văzut un reportaj, i-a întrebat reporterul pe tinerii aflați la festival, unde mâncați, toată lumea la fast food. Pentru că e și cea mai convenabilă. E ieftină și... E gustoasă, ce-i drept le place, mai că e săracă în nutrienți și în timp organismul suferă de la exces. Ok. Și știi ce mit am mai auzit? Eu când sunt stresat, trebuie să mănânc. Da. Alții în perioadele de stres, unii oameni tind să mănânce mai mult, alții tind, de exemplu, să nu mănânce deloc. Deci depinde de la individ la individ. Ok. Dar, da, de obicei, cortizolul, hormonul stresului, știm și noi, la unii oameni crește apetitul. Lasă ușa deschisă. Și ideea e că mâncarea, de aici o să ajungem și la obezitate, mâncarea a devenit deja un confort emoțional pentru noi. Mâncăm când suntem supărați, ne-am certat cu iubita, cu iubitul, ne-am certat cu mama, ne găsim, ne-a mers bine ziua și ne găsim alinarea în mâncare. De obicei în prăjituri. Da, prăjituri, da, în fast food, în alcool, de exemplu. Da. Românul bea de supărare? Românul bea și de supărare și de fericire. De băut să fie, nu? Da. Referitor la asta, vreau să te întreb ceva despre bere. Că mie îmi place să beau bere. Și am văzut o chestie. Și nu știu dacă e adevărată sau nu e adevărată, vreau să te întreb și pe tine. E adevărată că berea consumată zilnic, adică în fiecare zi să bei 2, 3, 4, 5 beri. Nu discut de alea la 2 jumate. Da. Discut la asta, da, la 0,33. Creează demență? Nu. Nu sunt studii în lumea științifică care să ateste acest lucru. Nu are nicio legătură validă, ca să zic. Legătură pură. Nu. Nu mit așa. Și un alt mit pe care vreau să te întreb referitor la asta. Dacă beau lapte, voi crește mare și puternic? Da. Mă bucur că ai adus în discuție și problema cu laptele. Înălțimea noastră e dictată în principal genetic, de la părinții noștri. Totuși, laptele
are anumiți, anumiți nutrienți, cum ar fi, de exemplu, calciu, proteinele, de exemplu, factorul de creștere de tip insulinii, care are impact asupra hormonului de creștere, care asigură dezvoltarea oaselor, țesuturilor și a masei musculare la copii. S-a dovedit că o alimentație care are la bază lactate ajută la creșterea înălțime la copii, însă factorul principal este acesta, ce gene ai moștenit. Degeaba bei lapte 2 litri pe zi dacă părinții tăi sunt scunzi. Și alt factor important este și pentru a fi cât mai, pentru a crește cât mai înalți, este și odihna, somnul. Cum ne spuneau și bunicii noștri, să ne facem somnul de amiază. Deci, dragi copii, nu vă mai jucați iară pe calculator. Culcați-vă de vreme, da? Foarte bun sfat. Da. Vreau să te mai întreb încă ceva. Am văzut foarte multe, foarte multe debate-uri și foarte multe chestii legate de vegani. Mai nou, fac tot felul de proteste, merg. Bine, acum în România încă n-au ajuns, dar am văzut în Londra, în Paris, în marile orașe europene. Am văzut și eu. Fac tot felul de proteste de genul ăsta. Foarte agresive. Există în ziua de azi tirania asta vegană? Putem, da, să o numim există. Așa? Da, există. În primul rând, hai să definim ce înseamnă veganismul, ca să afle și să înțeleagă și publicul. Veganismul e o filozofie, un mod de a trăi prin care se exclude uciderea sau cruzimea față de animale. Cei care urmează această filozofie se numesc vegani. Aș împărți veganismul în trei subclase. Avem veganismul etic, care exclude uciderea animalelor pentru producerea, de exemplu, de îmbrăcăminte, de încălțăminte sau pentru experimente. Deci veganismul etic. Avem veganismul dietetic, care presupune excluderea tuturor produselor de origine animală din alimentație. Okay. Deci o alimentație bazată numai pe plante. Și veganismul ecologic, care are ca și bază ideea că industria animală poluează mediul înconjurător și nu e sustenabilă. Cu primul concept, veganismul etic. Da, sunt de acord cu ideea lor etică de a nu face rău animalelor, însă cu veganismul dietetic, adică cu dieta vegană unde discutăm noi, aici e un subiect mai sensibil, în sensul în care că dieta e total dezechilibrată. Iar aici o să-mi sară în cap poate mulți... Eu cu animalele ți-a sări în cap. Da, mulți urmăritori, dar discutăm și de avantaje și dezavantaje. Okay. Ca și dezavantaje ar fi aportul anumiți nutrienți, cum ar fi vitamina B12, care, de exemplu, se crește numai în produsele de origine animală. Carența ei în timp poate să ducă la anemie megaloblastică, de exemplu. Proteinele, iară. Nu putem consuma cantități industriale de mazăre combinate cu porumb până la infinit. Organismul știe foarte bine de unde îi vin proteinele. Degeaba vin cu dovezi și cu studii că au același profil nutrițional, că nu au. Organismul știe foarte bine de unde îi vin proteinele și nu e tot una că vin din mazăre sau că vin din lapte sau dintr-un pui de casă, de exemplu, de calitate. Vorbim iară, de exemplu, la fier. Nu putem, degeaba consumăm cantități mari de frunze și de spanac, dacă fierul acela e non-hemic, adică mai puțin absorbabil sau biodisponibil decât fierul hemic care se crește, de exemplu, în organe, în ficat, în ficatul de pui, în carnea roșie. În schimb, ca să nu zică lumea că o demonizez, că o desfințez, în schimb, sunt și avantaje, cel puțin pe termen scurt. S-a dovedit faptul că o dietă vegană bazată pe plante ar reduce foarte mult riscul de bol de inimă, ceea ce e un avantaj, e prima cauză de mortalitate în țările dezvoltate, bolile cardiovasculare. La unii oameni e benefică,
la unii, nu? Văd și pe YouTube în comentarii la alte podcasturi despre veganism, cum lasă lumea în continuu comentarii. Eu urmez dieta vegană de 3 luni, de 4 luni, de un an și mă simt foarte bine. Însă sunt și oameni care, de exemplu, au avut de suferit după dieta vegană. Deci, nu e pentru toată lumea. Nu e pentru toată lumea. Și modul, fanatismul ăsta, tirania asta, ține mai mult de oameni. E modul în care îți împing ei ție dieta. Ideea e că nu pot trăi în armonie cu noi. Da, se impun. Dar referitor la animale, albina nu e un animal? Ba da. Pentru producția de avocado. Exact. Și aș vrea să ajung la veganismul ecologic. Și alunele alea lor de pădure. Câte albine mor? Milioane. Milioane. Miliarde. Da. Deci aici sunt și un pic ipocrizi, ca să zic așa. Cei fanatici, mă refer. Da. Transportul în tiruri, în avioane, și acela poluează mediul înconjurător. Faptul că duc avocadoul dintr-un stat în altul la zeci de mii de kilometri și acela e un mod de a polua. De a afecta. Exact. Deci eu trebuie să înțeleg că trebuie să fim și vegani, dar un pic, din toate. Uite, ajungem la da, dinți. Da. Cum am fost noi din preistorie? Avem doi canini. Deci am fost concepuți să sfâșiem. N-am fost nici să fim carnivori, 100% să mâncăm numai carne, dar nici ierburi, plante. Avem... Caninul ne ajută la rupt și sfâșiat. Exact. Adică... Deci să ne întoarcem și în timp, când oamenii erau vânători cu legători și sfâșiau carnea de grudă când nu mâncau de 3-4 zile. Mâncau orice? Da. Ca orice, atunci era stresul de a-ți procura hrana, exact, atât ție cât și a familiei tale. Că exact. Dacă bărbatul sau bărbații care locuiau într-un trib sau mai știu eu ce, mergeau la vânătoare 4-5 zile și nu aduceau nimic de mâncare acasă, probabilitatea de supraviețuire era foarte mică când îi mai așteptau încă, nu știu, 5 femei și 25 de copii, nu? Exact. Atâtea guri de hrănit, 30 de guri. Hai să mergem pe un tărâm mai happy. Ce alege? Salt Bae sau Gordon Ramsay? Uite, dacă mă întrebai acum 2 ani, aș fi spus Salt. Ok. Dar acum cu Cupa Mondială, când a fost scandalul ăla, okay, poate greșesc eu. Mi-a stat așa un gust amar. Bine, omul vrea afirmare și da, atât și asta afirmare. Restul... Dar îi apreciez pe amândoi, știu că și Salt Bae a pornit de la zero. Aș merge pe a doua variantă cu Gordon. Ramsay, da. Super. Pentru că ai și foarte multe ce învăța de la el. Vezi, Salt Bae face numai schema asta. Dar și steak-urile lui de vită. Da, da, care au un preț exorbitant. Jumate din apartament de la noi. Ești chiar așa. Lapte de vacă sau lapte de soia? Lapte de vacă. De ce? Laptele împreună cu ouăle sunt printre cele mai ușor de digerat alimente. Vreau să te mai întreb încă ceva înainte să dezvolt, te rog, mai departe. În supermarketuri ai văzut că avem lapte cu etichetă roșie și albastră. Adică cu grăsimi de 3,5 și de 1,5. Pe care l-ai recomanda? Amândouă. Tu preferințe. Okay. Nu face unul o minune și altul face altă. Deci tot același lapte. Unul mai spălat de două ori și altul da, numai o dată. Sunt diferite, dar okay, nu are avea impact asupra sănătății. De ce să alegem laptele de vacă? Pentru că e mai ușor de digerat. Ok. E plin de nutrienți, foarte, foarte, are un profil nutrițional foarte, foarte bun. Iar și laptele de soia, de exemplu, ar fi în regulă. Depinde iarăși de doză, cât
De obicei, lumea mai tot legat de lapte, un mit, lumea e deja începe să fie certată cu laptele și deja e un trend să mergi spre lapte vegetal, lapte de ovăz, de migdale, care nu are niciun gust, sau cel puțin pentru mine. Care e faza cu toleranța asta la lactoză? Că e tot mai des întâlnită în rândul copiilor. Toți au, ba, intoleranța la lactoză, ba, că nu... Da, auzim tot mai des, auzi și tot mai des că am intoleranță la lactoză, deja știm fraza asta. Nu știu dacă ei chiar au o intoleranță la lactoză sau mulți chiar spun numai așa de dragul de a spune, dar sunt persoane care au intoleranță la lactoză și se simt balonați, le e rău după ce consumă lapte, dar dacă nu ai intoleranță și poți asimila laptele, poți să bei în continuare, nu e nicio problemă. De ce produsele bio din supermarketuri sunt mai scumpe? Da, foarte bună întrebare și îmi place mult acest subiect. Ce înseamnă bio? Bio e sinonim cu eco sau organic. Okay. Numai că se folosesc termenii în funcție de regiune. Bio este un produs bio definit ca și un produs curat, care nu a fost expus pesticidelor, îngrășămintelor, hormonilor de creștere sau nu a fost modificat genetic. Acum, de ce sunt ele mai scumpe? Primul factor ar fi calitatea. Sunt superioare față de produsele convenționale prin textură, gust, miros. Vedem, de exemplu, niște căpșuni, de exemplu, dau un exemplu de la supermarket, frumoase, mari, roșiatice, dar când muși din ele simți plastic. În schimb, o căpșună... Polistiren. Da. În schimb, o căpșună mică, crescută la țară, care nu uză absolut nimic, ce gust plăcut are. La fel și la struguri, de exemplu. Deci asta ar fi primul motiv de ce sunt mai scumpe. Sunt mai calitative. În principal... Sunt unele de anumiți producători care poate nu sunt chiar atât de calitative. Că eu am crezut că bio ăsta e doar și numai o etichetă. Că de foarte multe ori se întâmplă lucrul ăsta. Adică bio doar și numai o etichetă pusă bio, dar lucrurile în realitate nu sunt chiar așa. Și al doilea factor ar fi costul de producție. Produsele bio au un cost de producție mult mai mare față de produsele crescute cu pesticide și tot felul de lucruri. Întotdeauna, de exemplu, și la randament. Luăm, de exemplu, un hectar de grâu. Un hectar de grâu normal cu pesticide, cu anumite substanțe, dă o producție poate de 5 tone. În schimb, un hectar cu grâu bio dă numai jumate, 2,5 tone. Să nu uităm și de costul de producție legat de întreținerea hectarului, de exemplu. Poate avem nevoie de un număr dublu sau triplu de angajați care să aibă grijă de el. Oameni mai mulți, automat mai mulți bani de plătit. Și al treilea factor iar e adaosul comercial impus de către supermarketuri. Dar întrebarea e, te ascult. Contează că sunt bio sau nu? Oare sunt mai sănătoase? Pentru român contează. Nu s-a dovedit încă în lumea științifică că o dietă 100% organică n-ar avantaja. Deci din punct de vedere nutrițional, avocado bio de la supermarket cu avocado normal e cam tot la fel. Deci nu ar face nicio diferență. E și asta un moft cu produsele bio. Deci sunt cam și tot la fel. Și de ce să plătim mai mult atunci? E adevărat că au un poate un conținut mai mare de antioxidanți. Okay. Dar nu cu mult încât să ne facă tineri din nou. Dieta sănătoasă ține locul pastilelor? Aici la pastile te referi la medicamente? Medicamente, da. Știm cu toții că un stil de viață sănătos poate preveni multe boli și poate chiar trata sau ține sub control anumite patologii, cum ar fi, de exemplu, obezitatea, hipertensiunea, diabetul, de exemplu, de tip 2, dar
nu ar trebui să ne bazăm 100% pe alimente. Dacă doctorul spune că uite, ai glicemia 300 și trebuie să treci de mâine pe insulină, treci pe insulină. Dacă ai tensiunea 180 și un semnal de alarmă și așa alte patologii asociate, trebuie să iei niște pastile, niște medicamente pentru să scadă tensiunea. Deci, și da și ba. Și da și nu, nu? Da, deci... Red Bull îți dă aripi? Era să zic o glumă că îți dă aripi către cer, dacă îl consumăm în cantități. Da, se știe că energizantele sunt folosite ca și stimul pentru a ne stimula. Ok. Însă, marile... Greșeala cea mai mare e că sunt, mai ales de către tineri, dar și adulții le consumă, sunt asociate cu probleme cardiovasculare, dacă sunt consumate în exces, cu bătăi neregulate ale inimii, cu insomnii, cu anxietate. Mai ales cu whisky. Red Bull cu whisky, că se poartă. Da. Cafeina este altă componentă a energizantului care, consumată în exces, ne poate afecta. Zahărul, de obicei sunt foarte bogate în zahăr. Un energizant Red Bull are în jur, de exemplu, în jur de 4-5 lingurițe de zahăr. Dacă ai încercat să le consumi ca atare, ar fi cam neplăcut. Deci, să înțeleg că dacă îl pui într-o tigaie și dai drumul la foc, o să-ți faci zahăr caramel? Aproape. În schimb, sunt unele studii care au dovedit faptul că un energizant Red Bull poate îmbunătăți memoria, concentrarea pe termen scurt. Okay. Zahărul e un drog? Da, poate fi considerat un drog care dă dependență. Din păcate, zahărul nu se află numai în pliculețe, se află foarte, foarte multe. Glucidele cam mai depinde acum. Sunt foarte multe lucruri de care trebuie să ținem cont, nu? Exact. Adică să mâncăm un cup de ciocolată, nu o ciocolată din aceea mare, milca de 250 de grame. Și întrebarea mea favorită. Dacă ai avea posibilitatea să creezi ultima masă pentru un condamnat la moarte, cum ar arăta farfuria? Foarte bună întrebare. Aici depinde și de ce preferințe ar avea condamnatul, dar dacă ar fi să o pregătesc eu, ar fi ca și ultima masă, cât mai copioasă, un pahar de vin, o carne de vită, cred, câteva legume, o vită așa în sânge. Cu de toate. Cu de toate. Super tare. Dacă avea o baghetă magică și ai putea face orice, ce schimbare face de mâine? Foarte bună întrebarea. Te referi la nivel național ce-aș face, ce-a schimba sau la mine? Sau la indiferent? Ce ai face pentru alții? Adică dacă tu ai avea o baghetă magică, da, ce schimbare face de mâine? Nu din punctul tău de vedere. Ce schimbare face în lumea asta? Cum mai face tu lumea asta? Aș vrea ca fiecare om să aibă o masă caldă la prânz. Chiar și o ciorbă. O masă caldă. Asta ar fi dorința mea supremă. Deci să mâncăm o masă caldă. Ați înțeles? Da. Mâncați o masă caldă. Mâncați supă, bă. Măi, am terminat întrebările. Și mă bucur că am purtat discuția asta. Sper să fie cât mai educativă. Dar înainte de a termina întrebările, eu am o tradiție. Invitatul anterior pe care l-am avut la podcast pune o întrebare pentru următorul invitat. Și Dominic Silagi te întreabă în felul următor. Te salut pe Dominic, te salut. Banii aduc fericirea? Da, aduc. Dezvoltă-mi un pic. Banii îți oferă, cel puțin în zilele de astăzi, o liniște. Dar depinde iară câți bani, pentru că cu mulți bani vin la pachet și cu mult stres. Și automat, stresul nu e asociat de obicei cu fericirea.
Deci depinde de câți bani vorbim, dar da, în principal, deci aș fi ipocrit să zic că nu aduc fericirea că aduc, dar depinde cum ești tu ca om și ce pui tu pe primul plan. Ok. Și știi ce te rog acum? Să-mi scrii o întrebare fără să o spui aici pentru următorul invitat de la podcast pe care sigur n-o să ți-l spun, doar să-mi scrii întrebarea pentru el. Întrebare întrebătoare. Și chiar a trecut timpul foarte repede. Și a trecut ora de podcast. Foarte tare. Foarte bună întrebarea, să nu o citești. Nu o citesc. Super. Mulțumesc în această seară. Sper că întrebările mele au fost corespunzătoare, educative și am avut ce învăța din ele, nu? Da, și eu îți mulțumesc pentru invitație și sper că și cei care se uită să își tragă un semnal de alarmă și să mai continuăm seria asta cu nutriția. Sigur. Să mai dezbatem și alte subiecte. Și să asculte. Că ăsta e cel mai important lucru. Exact. Să asculți de cineva care poate să-ți dea un sfat bun. Care nu știi niciodată când te ajută în viață, nu? Exact. Hai să le facem cu mâna. O seară frumoasă. Pa, pa.